Postul acționar al echipei FC Dinamo, Cristi Borcea, s-a enervat foarte tare în momentul în care a aflat că frații Becali și-au recunoscut fapta. Acesta le-a transmis că, din cauza lor, pedeapsa va fi mărită, stând astfel mai mult timp după gratii. Conflictul verbal avea șanse să se transforme rapid într-unul fizic, dar jandarmii au intervenit între cei trei și au despărțit. Toate aceste lucruri s-au petrecut în timp ce erau duși la penitenciarul Poarta Albă, acolo unde își continuă executarea sentinței dată în dosarul transferurilor. Frații Ioan și Victor Becali, Cristi Borcea și judecătoarea Gianina Terceanu au fost acuzați de dare și luare de mită. Terceanu este acuzată că a luat mită pentru a-i achita pe cei trei și pe alți cinci oameni de fotbal în dosarul transferurilor. Se pare că aceasta ar fi primit 220.000 de euro, dintre care 10.000 de euro chiar pe stadionul Ghencea.